Vă invit să deschideți scripturile împreună cu mine în cartea FSM, la capitolul 4, și voi citi de la versetul 17 din nou, dar de-astă dată vom merge până la versetul 24. FSM, capitolul 4, de la versetul 17 până la 24. Așadar, Iată ce vă spun și vă îndemn în Domnul, să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândirilor, fiind întunecați la minte, înstrăinați de viața lui Dumnezeu prin ignoranța care este în ei din cauza împietririi inimilor. Ei au ajuns lipsiți de sensibilitate și s-au dedat pe ei înșiși depravării, ca să practice cu lăcomie orice fel de necurăție, dar voi n-ați învățat astfel despre Hristos. Dacă într-adevăr l-ați auzit și ați fost învățați în El, așa cum adevărul este în Isus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică din cauza poftelor înșelătoare, să vă înnoiți în Duhul Minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care este, care a fost creat după chipul lui Dumnezeu, îndreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Duhule, Duhule preasfânt, ce vrei să faci astăzi între noi? Cu siguranță orice vei lucra va arăta spre Hristos, de aceea mă rog, Doamne, să-mi dai harul prin cuvintele mele sărace, unse de prezența Ta și de puterea Ta, cuvântul Tău să ajungă la fiecare din cei care mă ascultă, în orice punct al experienței lor de viață s-ar afla și mă rog îndreaptă neprivirile înspre Hristos. Mă rog, stârnește inimile noastre cu o nouă pasiune de a fi asemenea lui Hristos, și mă rog să așez în noi o nouă determinare, o nouă întărire, o nouă dezlegare a voinței noastre ca să iubim și să dorim această apropiere de Domnul nostru. Mulțumim, Duhule Preasfânt, că ești la lucru. Îți mulțumim, Tată, pentru că îl reverși peste noi și prin Duhul tău ne dai tot ce avem nevoie ca să putem să ascultăm cuvântul tău. Amin. Ocupați locurile. În ultimele două săptămâni, Duhul lui Dumnezeu mi-a îndreptat rugăciunea mea pentru Biserica de Ogloria înspre Filipeni, primul capitol. Și rugăciunea pe care am făcut-o constant pentru mine, pentru casa mea, pentru tineri, pentru Biserica de Ogloria a fost aceasta și mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să recunoașteți lucrurile alese, pentru a fi curat și fără vină în ziua lui Hristos, plin de rodul dreptății prin Isus Hristos, spre gloria și lauda lui Dumnezeu. Dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere. Nu vă surprinde? pe mine da. Da, înțeleg să crească dragostea în căldură, să crească dragostea în intensitate, să crească dragostea în creativitate, să crească dragostea în uh, profunzime, în manifestările ei. Dar să crească dragostea în cunoaștere? Consider porțiunea din cartea Efeseni, unde suntem ca un răspuns la această rugăciune, ca dragostea noastră să crească în cunoaștere. De ce spun asta? Pentru că versetele 17 la 19 ne-au dat duminica trecută o cunoaștere mai bună a culturii păcătoase în care trăim și această cunoaștere a lumii în care trăim ne aruncă înspre Dumnezeu, ne sporește dragostea de Dumnezeu. Apostolul Ioan spune, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, spuneți voi continuarea, dragostea tatălui nu este în el. Și reversul este valabil. Dacă iubește cineva pe tatăl, dragostea de lume și de lucrurile lumii nu este în el. Creșterea în cunoaștere atrage după ea creșterea în dragoste. Textul din Efeseni de astăzi ne oferă o altă cunoaștere care hrănește iubirea de Dumnezeu. Cuvântul ne instruiește să ne separăm de căile păgâne și să ne statornicim pasul pe calea sfințirii, întâi în viața noastră lăuntrică și apoi în toată viața noastră exterioară. De aceea aș vrea împreună cu mine să rostiți care este tema acestei perioade a următoarelor săptămâni, Sfânt în ascuns, Sfânt la vedere, spuneți și voi. Sfânt în ascuns, Sfânt la vedere. În versetele 17 la 19, apostolul Pavel a descris cultura păcătoasă din care proveneau și în care trăise rău din credincioșii efeseni. Și le spune să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii, să nu mai trăiți. O erați și voi în rândul lor, cot la cot cu ei. Umblați pe aceleași căi, frecventați aceleași localuri, făceați aceleași lucruri, vă ieșau aceleași vorbe pe gură, gândeați aceleași lucruri, aveați aceeași ură aceleași pofte, aceleași lăcomii în inimile voastre, dar acum să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii. În ciuda diferenței dintre noi, aici și ei, atunci și acolo, diferențe de timp, de spațiu geografic, de civilizație, grad de emancipare, culturile noastre seamănă cultura noastră de acum cu acea cultură pe care o aveau Efesenii în vremea în care Pavel scrie. Ambele culturi sunt fiicele acelui aștat. Și cultura Efesului și cultura noastră, amândouă sunt culturi păgâne, culturi în care Dumnezeul adevărat și Cristosul său nu au loc. Culturi deschise, în schimb, înspre tot felul de zei falși. Amândouă sunt culturi ale minciunii. Culturi care disprețuiesc, care marginalizează, care chiar persecută adevărul care este în Isus. Minciunile Efesului pot să difere de minciunile Belgiei. Minciunile sunt ca moda. Astăzi vin unele, mâine vin altele și poi mâine se rotesc chiar, doar îmbrăcate puțin în alte straie, aceleași minciuni. Dar adevărul este singurul care este statornic și neschimbător. Și apoi, aceste culturi sunt niște culturi decadente și destructive pentru sufletul omului și pentru veșnicia noastră. Sunt culturi ale distracției fără limite, ale distracțiilor care distrag mintea și împietresc inima, care îndepărtează și despart de Dumnezeu. Culturi ale distracțiilor care te conduc acolo unde nu voiai să mergi și te fac să plătești ceea ce nu voiai să cheltuiești. Sunt culturi ale distrațiilor care în cele din urmă conduc la moarte. Data trecută am simplificat învățătura lui Pavel despre cultura păgână din aceste versete și am descris-o ca fiind un uh, timp petrecut într-un parc mare de distrageri în care fiecare se dă pe toboganul nebuniei și pe toboganul stricăciunii, cele două mari tobogane ale um, lumii fără Dumnezeu. Dacă ar fi să simplific textul care urmează și să-l rezum tot sub forma unei imagini, aș numi toată porțiunea de text care urmează din versetul 20, dar voi n-ați învățat astfel pe Hristos și până, atenție, în capitolul 5 cu versetul 20. Deci toată porțiunea aceasta mare de text, aș descrie-o sub forma imaginii următoare, scara sfințeniei. Toboganele nebuniei și stricăciunii, scara sfințeniei. Scara sfințeniei care stă în contrast cu toboganele nebuniei și a stricăciunii. Și dacă veți lua acasă în perioada asta, în săptămânile astea, împreună cu mine, Pasajul acesta, și îl veți citi, îl veți răsciti, veți vedea că Pavel pune mereu albul alături de negru, negru alături de alb, lucruri negative alături de pozitive, păgânismul alături de credința în Hristos, minciuna alături de adevăr, furtul alături de munca cinstită și dărnicia și așa mai departe. Pentru că prin toate acestea, Pavel vrea să ne motiveze să ne desprindem de o cultură a păcatului și să urcăm pe scara sfințeniei. V-am dat duminica trecută două motive pentru imaginea toboganului. Vă dau două motive pentru imaginea scării. De ce am ales această imagine? În primul rând, în timp ce pe un tobogan aluneci, la un moment dat, chiar și în ciuda voinței tale, pe scară nu poți să urci decât cu intenție. Nu poți să urci din greșeală la deal. Eram jos în fața blocului și dintr-o dată, fără să vreau, m-am trezit la etajul 4. Nu ai cum. Pe scări întotdeauna urci cu intenție. Mi-am format în tinerețe un obicei. Mi l-am făcut în România, iar în România lifturile sunt doar în blocuri de la cinci etaje în sus. Și obiceiul meu încă din tinerețe a fost, dacă nu sunt constrâns de nicio situație și niciun alt motiv, voi urca întotdeauna pe scări. Și am urcat până la 9, până la 10, până la unchiul meu, până la de nenumărate ori. Mă rog, la el oricum nu mergea liftul, ani de zile. <laughs> nu era așa greu să aleg scările. Dar am ales să urc pe scări. Pe principiul că niciodată nu fac prea multă mișcare și nici un pic de mișcare în plus nu-ți strică. Mi-am păstrat obiceiul ăsta, deși când ești cu familia sau cu soția e mai greu. <laughs> Zilele trecute am căutat un, un, niște scări să nu aștept la liftul de la uh, uh, Ikea și n-am găsit scările. M-am supărat, a trebuit să iau liftul. Uh, spre sfințenia lui Dumnezeu nu există lift. Există scări care te poartă într-acolo. Intenția lui Satan este întotdeauna să-ți lege voința, ca pe toboganele lui să alegi paralizat, fără să știi încotro mergi, fără să alegi încotro mergi. Însă, spre deosebire de Satan, intenția lui Dumnezeu este să te întregească, să-ți redea mințile înapoi prin adevăr să-ți vindece emoțiile și atenție, să-ți dezlege voința. De aceea spune Dumnezeu, la un moment dat în Scriptură, în Vechiul Testament, îți spune înainte binele și răul, sau mai exact îți spune înainte viața și binele, moartea și răul, alege viața ca să trăiești, alege viața ca să trăiești. Pe toboganele culturii păgâne poți să aluneci fără intenție, dus de nas, de tot felul de momeli ale vrășmașului, din greșeală, din nebăgare de seamă. Dar pe scările sfințeniei nu poți să urci decât dacă alegi să urci. Nu poți înainta decât dacă faci efortul să pășești treaptă după treaptă. Nu poți înainta decât dacă plătești prețul. Al doilea motiv pentru care am ales imaginea scării. Scara te duce acolo unde ai vrea să ajungi, dar unde nu poți altfel. Ai vrea să ajungi, dar nu poți altfel. Toboganul te ducea unde nu vrei să ajungi. Scara te duce acolo unde tânjești să ajungi, dar nu poți altfel. Ăsta este rostul ei. Scara Sfințeniei te duce acolo unde tânjești să ajungi la locul pentru care ai fost creat, la casa inimii tale. Scara Sfințeniei te conduce în unire cu Dumnezeul nespusei tale bucurii. Pasărea a fost creată să zboare liberă în văzduh. Peștele a fost creat să înoate liber în apă. Cușca este chinul păsării. Acvariul este chinul peștelui. La fel, inima ta își va găsi odihna, bucuria, cântul, doar atunci când vei ajunge în unire strânsă cu Creatorul tău. Ai nevoie să pășești pe scara Sfințeniei. Dacă vrei să ajungi în locul după care tânjește inima ta. Așadar, de azi încolo, intrăm pentru câteva săptămâni în această porțiune din Cartea Efeseni, pe care am putea-o numi scara Sfințeniei, o scară care duce în sus, înspre etajele superioare ale experienței duovnicești, ale experienței cu Dumnezeu. Și dacă vă uitați cu mine în text, puteți să vedeți astăzi punctul de plecare al acestei scări, direcția pe care o are și punctul culminant al vieții de credință. Toate sunt în uh, pasajul acesta mare în care intrăm și o să ne focalizăm puțin pe fiecare în parte, încheind cu um, felul în care urci pe scara Sfințeniei. Pentru că acestea sunt um, aceasta este focalizarea versetelor pe care le-am citit. Punctul de plecare, nivelul zero. Sau am putea să-i spunem parterul experienței creștine. Ai fost până acum în pivnițele lui Satan. A fost acolo cu șobolanii, la întunecime, ai fost cu dihăniile lui, ai fost legat în lanțuri, dar care este, cum urci de acolo la parter și care este parterul, nivelul zero al experienței creștine? Nivelul zero al experienței creștine este momentul în care te-ai întâlnit sau te întâlnești cu adevărul care este în Isus Hristos. Acela este parterul. Versetele 20-21 spun, voi n-ați învățat astfel despre Hristos sau pe Hristos, dacă într-adevăr l-ați auzit și ați fost învățați de El, tot așa cum adevărul este în Isus. Acesta este momentul unui divorț și al unei căsătorii, este momentul unei despărțiri și al unei uniri, e momentul în care te desparți. De uh, cultura păgână și de stăpânul ei de Satan, și te unești cu Hristos și te unești cu un nou set de standarde, cu o nouă cultură pe care El, Hristos, o instaurează în viața noastră. Revenim puțin, doar puțin, la versetele 17, la 19. Să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Inima împietrită. Ignoranța față de lucrurile lui Dumnezeu, înstrăinarea de viața lui Dumnezeu, gândirea de șartă în care nu ai altceva în orizontul gândirii tale decât poftele tale și ceea ce îți oferă lumea aceasta. Dumnezeu nu mai există, nu e în spectrul planurilor tale, al atenției tale. Apoi, insensibilitatea aceasta față de Dumnezeu te duce în desfrânare spre păcat și spre practicarea cu lăcomie a tuturor necurățiilor. Nu fiecare om pe care îl întâlnim, nu orice coleg de școală, nu orice coleg de la locul de muncă, nu orice amic necredincios sau orice partener de viață neconvertit, necredincios, corespunde întru totul acestui profil, însă toți cei care nu sunt în Hristos funcționează mai mult sau mai puțin în acest mare parc de distrageri. Păgân se aruncă cu mai mult sau mai puțin având pe tobogane mai mici sau mai mari ale nebuniei și ale stricăciunii. Fiecare om fără Hristos este în această mentalitate și trăiește în acest stil de viață. Și noi eram odinioară în rândul lor. Și nu avem voie să uităm asta. Și noi eram odinioară ca ei. Și noi eram morți în și în păcatele noastre, spune Pavel în capitolul 2. Și noi ne potriviam pasul după mersul umblării în această lume. Și noi eram manipulați fără să știm de autoritatea demonică care guvernează sistemele acestei lumi. Și noi aveam ca motor principal în alegerile noastre poftele noastre, ambițiile noastre deșarte. Dar acum am fost înviați împreună cu Hristos, am fost iubiți și căutați, am auzit Evanghelia și am crezut-o, am fost născuți din nou și am fost așezați împreună cu El în locurile cerești. Ni s-a dat o viață nouă. Ni s-a dat un nou statut. Suntem copiii lui Dumnezeu. Ni s-a dat un nou destin și anume să slujim de laudă gloriei lui. S-ar putea să spuneți, unii dintre voi, frații mei din adunare, Lucian, astea sunt lucruri de bază, treci mai departe hai să învățăm alte lucruri pe care nu le știm. Astea le-am auzit, astea le știm. Ai extras azi apă din izvorul bucuriei mântuirii tale? Ți-ai făcut timp să îngenunchezi și să-i mulțumești Domnului pentru harul de a te fi purtat din pivnițele diavolului la nivelul zero al vieții noi în împărăția lui Dumnezeu. Te bucur de statutul de copil al lui Dumnezeu? Sau hai să-ți dau un alt motiv pentru care să fii îngăduitor cu mine. Între noi sunt astăzi unii care sunt așa cum ai fost și tu odinioară, dar nu sunt așa cum ești tu astăzi. Oare merită să ne oprim puțin și să le spunem și lor Evanghelia? Poate că Dumnezeu le va atinge astăzi inima? Poate că e ceasul mântuirii lor? Azi ești aici și ajungi și tu pentru a ena oară sau poate pentru prima dată față în față cu adevărul care este în Isus. Poate că te uiți în jurul tău și vezi în credincioși din jurul tău ceva ce ai vrea și tu ai simțit poate în ultima vreme, ultimele luni în viața ta, crescând în inima ta un sentiment de neașezare, de nemulțumire cu viața care până acum te mulțumea. Cu obiceiurile tale care până acum păreau să te împlinească. Poate ai ajuns să înțelegi că ești și tu prins în jocurile manipulative ale lui Satan și că se joacă cu sufletul tău și își face voia în viața ta poate îți dai seama că ești frământat de pofte, ai conștiința încărcată de tot felul de păcate fără număr, știi că ești rătăcit în inima ta, că ești departe de Dumnezeu. Știi că faptele tale te-au purtat pe cărării de care ți-e rușine și vinovăția te apasă. Scriptura spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui. Și tu ai rătăcit ca o oaie fără păstor, îți urmai propriile căi și credeai că îți că merge bine. Acum însă ai obosit, ești rănit, te-au ajuns consecințele păcatelor tale, Nebunile tale, te-au atins în trup, te-au atins în relații, te-au atins în banii tăi, la locul de muncă, te-au atins în familia ta, ți-au străpuns inima consecințele păcatelor tale. Am această veste pentru tine. Și eu și noi am fost ca tine. Și tu poți să fii ca mine. Și tu poți să fii ca noi. Și noi am fost pierduți și rătăciți odinioară ca tine. Dar și tu poți să fii spălat și înnoit asemenea nouă. Și tu ești iubit în ciuda păcatului tău, așa cum am fost și noi. Și tu ești căutat și dorit în ciuda mizeriei în care ți-ai condus viața, așa cum am fost și noi căutați și doriți. Și pentru tine a venit Isus, așa cum a venit Isus pentru mine și pentru noi. Și pentru tine și-a dat viața Păstorul cel bun. Și pentru tine a luptat cu Satan, cu dușmanul Sufletului tău. Și tu, dacă auzi evanghelia, evanghelia mântuirii, poți să fii spălat de păcatele tale. Și tu, dacă te pocăiești de inima ta rătăcită, de păcatele tale trecute, de viața ta veche, poți să fii iertat. Și tu, dacă crezi în Isus Hristos, poți să fii mântuit. Ai crezut că e complicat. Ai crezut că e imposibil. Ai crezut că pentru tine nu este nicio șansă. Ai crezut că... Nu ești chiar așa de păcătos. Ai crezut că mai este timp. Astăzi vreau să-ți spun... Nu este complicat. Dar... Nu mai este timp. Pentru că Scriptura spune că astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, dacă auzi glasul lui Hristos, astăzi este ceasul în care să răspunzi. Mi-amintesc de... Charles Spurgeon, care la un moment dat, când Dumnezeu a rânduit în felul acesta, ca în timp ce el suja cu credincioșie, predicând cuvântul, Dumnezeu să-i dea notorietate, popularitate. Și au închiriat pentru o vreme, erau dacă nu mă înșel, în renovare cu vechea lor clădire a bisericii, au închiriat o sală imensă, cea mai mare care era disponibilă în Londra în vremea respectivă. Și în scurtă vreme, sala a devenit neîncăpătoare. Oamenii veneau cu ore înainte ca să se asigure că reușesc să intre în sala respectivă. Și cred că în contextul acela a avut o serie de mesaje în care a predicat din ioan 3 cu 16, o săptămână întreagă. Și le-a predicat oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, despre păcatul în care erau. Și la un moment dat a spus el: Aceasta este problema pe care o ai. Ești păcătos și nu te poți ajuta singur. Tu ai nevoie de mântuitor. Data viitoare am să-ți spun mai multe despre Mântuitorul și cum poți ajunge la mântuire. Problema a fost că între timp a fost un uh, uh, scandal, un incendiu sau un simulacru de incendiu, uh, niște huligani care au strigat uh, uh, ca să-l discrediteze, s-a creat panică, câțiva oameni au decedat, au murit, el însuși a fost discreditat, a căzut în depresie din pricina celor morți și a răniților. Dar a fost un moment în care el și-a dat seama, nu trebuie niciodată să spun, mâine vă voi spune despre mântuire mai multe. Astăzi este clipa mântuirii. Așa că vreau să-ți spun, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea zile, dar mă rog ca să nu aștepți alte zile de la Dumnezeu, ci să o apuci pe cea de astăzi în care Dumnezeu îți vorbește. Nu e complicat. Hristos a murit pentru tine, Hristos vrea să-ți dea și ție iertarea dacă crezi în Hristos și tu poți să fii mântuit astăzi. Acesta este nivelul zero. Acesta e momentul în care treci prin credința în Hristos de pe platforma minciunii, toboganele nebuniei, stricăciunii, treci în adevăr acolo unde începe scara sfințeniei. Nimeni nu poate să intre pe scara sfințeniei murdar sau prin forțe proprii sau prin oameni, prin ritualuri, prin tot felul de mecanisme omenești. Pupa de icoane, închinare la sfinți, rugăciuni la Fecioara Maria, rugăciuni înălțate la mănăstiri, târâri în genunchi, pe grăunțe, ca să faci penitență pentru păcatele toale, toate astea nu sunt de folos. N-ai cum să intri la nivelul zero al experienței creștine în relație cu Dumnezeu decât spălat în sângele lui Hristos. Este singura cale să crezi în Hristos și să fii mântuit, să crezi în Hristos și să fii împăcat cu Dumnezeul tău după ce ai fost spălat de păcatele tale. Este singura cale, nu este complicat, se cere credință. Se cere credință în soluția pe care Dumnezeu o are pentru păcătoșenia noastră. Spune Pavel în, în, în capitolul 2, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Dar e bine să nu uităm și aici schimb focusul din nou asupra noastră, a celor care ne lăudăm că suntem în Hristos. Odată ce suntem mântuiți prin har, prin credință, mântuirea noastră nu s-a sfârșit, ci mântuirea noastră abia a început. Da, mântuirea are trei timpuri. E bine să nu uităm asta. Am fost mântuiți prin Hristos la cruce, în istorie, și am fost mântuiți în trecutul vieților noastre, în momentul în care... Hristos ne-a cercetat prin Evanghelie și noi am răspuns prin credință mântuirea la timpul trecut. Dar noi suntem mântuiți în fiecare zi de firea noastră pământească. Noi avem nevoie să fim mântuiți în fiecare zi de diavolul și de ispitele pe care el ni le presară în cale. Mântuirea la timpul prezent. Și mântuirea este și la timpul viitor, căci noi toți. Ne uităm înspre fericita noastră nădejde și așteptăm ca Domnul nostru să revină. Pentru că împreună cu El va veni și desăvârșirea mântuirii noastre când El se va arăta pe norii cerului. Mântuirea noastră este la timpul viitor. Am fost mântuit, sunt mântuit și voi fi mântuit. Dacă cele trei nu se adună în viața ta, atunci nu ești mântuit. Nu poți să te bazezi pe mântuirea trecută ca pe un pașaport pe care s-a pus viza. Și orice faci pe oriunde umbli, tu vei intra la final în cer, pentru că arăți viza. Ai nevoie de o mântuire la timpul prezent. Dovada că ai fost mântuit într adevăr în trecut este în faptul că astăzi ești pe scara sfințirii și urci treaptă cu treaptă. Siguranța că mâine la arătarea lui Hristos te vei desăvârși în mântuirea pe care ai primit-o este dată de faptul că astăzi ești pe scara sfințirii și urci treaptă cu treaptă. Nu ai altă dovadă a mântuirii tale trecute decât sfințirea ta prezentă. Nu ai altă siguranță pentru mântuirea ta viitoare decât rămânerea în Hristos și în sfințenia lui Hristos în prezent, în momentul de față. O tânără cercetată fiind în vederea botezului, a fost încercată de păstor la un moment dat printr-o întrebare capcană. Ne-ai povestit că Domnul Iisus ți-a spălat viața, că ai fost înnoită. Și după aceea ne-ai povestit și despre lupta ta cu păcatul în prezent și despre faptul că ai mai căzut, ai mai alunecat. Cum se poate așa ceva? A întrebat păstorul. Care este atunci diferența între viața ta veche fără Hristos și viața ta nouă în Hristos, dacă în amândouă e prezent păcatul? Tânăr a stat un moment, s-a gândit și apoi a spus, diferența este că înainte fugeam după păcat, acum fug de păcat. Doar că uneori păcatul mă mai ajunge și acum și mă mai doboară. Trăiești această diferență în viața ta? Ești în această alergare de păcat? Faci mereu upgrade la încălțăminte? Dai la o parte mereu orice ar putea să te împiedice încă un rând de haine ca să rămâi echipat pentru a fugi mai bine de păcat pe calea sfințeniei? Aceasta este singura ta dovadă sigură a mântuirii tale și este ceea ce poate să-ți dea odihnă în inima ta și să știi că vei fi mântuit în ziua arătării lui Hristos, să rămâi în Hristosul în care ți-ai pus încrederea de la început. Acesta este punctul de plecare al vieții creștine. Dar avem descris aici și direcția, nu o să insist aici la fel de mult, dar citim versetele 1 și 2 din capitolul 5. Observați direcția cărării sfințirii, a scărilor sfințirii pe care urcăm. Așadar, urmați exemplul lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos mi-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jertfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. Dacă suntem serioși în lupta sfințirii în fiecare zi, atunci devenim tot mai mult asemenea Tatălui nostru, atunci semănăm tot mai mult cu Hristos în care ne-am pus încrederea. Aceasta este direcția căii sfințirii, să urmăm exemplul lui Dumnezeu, să cercetăm zilnic cum este El și să imităm exemplul Său. Isus a spus, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Domnul Isus a spus, fiți milostivi tot așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Când servul împăratului nu a dorit să ierte datoria colegului său, el a fost pedepsit, știți de ce? pentru că nu a vrut ca să poarte în relațiile lui ceea ce împăratul a făcut față de el. Nu a vrut să imite îndurarea împăratului. Deși a primit o iertare pentru o datorie imensă, el nu a fost gata să-l imite pe împărat și să acorde iertare pentru o datorie măruntă față de aproapele său. O scritoare creștină, Carol Mayhall, scrie într-o carte a ei, Discipleship Journal, de fapt este un articol într-o într revistă, și ea povestește despre o femeie care la un moment dat, dorind să piardă greutate și să se subțieze, a mers la un centru de sprijin în privința dietei, pierderii de greutate prin diverse diete. Și directorul sau instructorul de la centrul respectiv a luat-o și a plasat-o în fața unei oglinzi la o anumită distanță. Apoi a mers la oglindă și a desenat pe oglindă formele ei actuale. După care, uh, a desenat alte forme posibile, ideale pentru trupul ei și a spus, aici vrem să ajungem. A început lucrul greu, cu eforturi, cu restricții, cu lepădare de sine, cu tot felul de opreliști, știm ce este greu, mai ales de la o vârstă, să ne menținem. E o luptă grea și devine tot mai grea. Și femeia... Venea mereu și mereu și se așeza în fața oglinzii și vedea, încă nu am intrat în uh, profilul la care vreau să ajung, încă nu am intrat acolo, sper să nu vă dau idei. Să vă bateți de la calea Sfințeniei, uh, pe calea cu stresul <laughs> pentru, pentru slăbit și pentru alte, uh, alte, alte lucruri de felul ăsta. Uh, o folosesc doar ca o ilustrație, ca o metaforă. Uh, și femeia a continuat cu perseverență în disciplina în care a intrat, pentru ca la un moment dat să poată să vină în fața oglinzii și să spună, wow, am ajuns ceea ce voiam să devin la nivelul acesta. Scriptura ne, ne pune mereu înainte pe Hristos, chipul lui Hristos, profilul lui Hristos. Însă, întrebarea este dacă venim mereu în fața oglinzii. Dacă ne măsurăm viața prezentă cu ceea ce este Hristos, în așa fel încât să fim motivați să pășim mai departe, mai departe pe scara aceasta sfințirii, să ne transformăm în chipul și în asemănarea Domnului nostru. Dar oare care este punctul culminant al acestei experiențe creștine de sfințire? Încotro duce. Uitați-vă la ultimele versete din textul pe care l-am pomenit și anume la versetele... Uh, 17, 18, doar atât citesc acum. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Suntem în capitolul 5. Și nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Care este ținta vieții creștine? Care este culmea înspre care țintim? Ținta noastră este să ajungem plini de plinătatea lui Dumnezeu să ajungem plini de Duhul lui Dumnezeu, să ajungem plini de viața lui Isus Hristos. Ți-ai pus oare întrebarea vreodată de la botez să te întrebi de ce nu mai luat Doamne acasă în ziua, în prima zi după botezul meu? Ți-ar fi fost și ție mai ușor și mie mi-ar fi fost mai ușor. Intram direct în desăvârșire, nu-ți mai băteai capul cu mine, nu mai călcam în străchii, nu mai răneam atâția frați în adunare, cu gura mea spurcată și nechipzuită, nu mai uh, demoralizam atâta partenera de viață în uh, soția mea, în familie. Uh, ce ușor ți-ar fi fost? De ce ți-ai asumat, Doamne, cu mine o viață de bătăi de cap? De ce m-ai lăsat în valea plângerii, cu atâtea bătăi de cap pentru tine și pentru mine și nu mai mi-ai aprobat direct transferul în lumea dreptilor. Imediat după botez. Ți-ai pus vreodată întrebarea asta? Face Dumnezeu ceva la întâmplare? Spuneți voi. Eu hm? nu scria zilele trecute, am dat din întâmplare... Paranteză, dacă este întâmplare, peste următoarea predică, vă recomand și vouă. Da. Dacă Dumnezeul nostru este cine spune că este în cuvânt, atunci nu există întâmplare. Nu la întâmplare Dumnezeu ți-a îngăduit încă ani pe pământ, zile pe pământ după ziua botezului tău și a convertirii tale. Pentru că Tatăl, nu în mod întâmplător, ci în mod intenționat, Caută să te frângă în ceea ce ești fără Hristos, în tot ce ai zidit fără El, în firea ta pământească, în carnea ta, în obiceiurile tale. Caută să te frângă, caută să te golească de tine însuți, ca după aceea să te umple de Sine, să te umple de Duhul Sfânt, să te umple de Hristos. Pentru ca să ajungi tot mai mult pe măsură ce trece timpul la același trup. Poate un pic mai plinuți că asta e rostul, asta așa merge viața, nu contează, dar în Duhul nostru, tot mai supli, tot mai liberi, ca să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu, pentru mântuirea celor pierduți, pentru sfințirea altora în jurul nostru, pentru ridicarea celor căzuți, pentru a duce mai departe planurile pe care Dumnezeu le are cu viața noastră. De ce ne lasă Dumnezeu aici? ne lasă ca să creștem în plinătatea Duhului Sfânt. Să fim tot mai puțin din noi în trupul nostru și tot mai mult din Duhul Sfânt, din Hristos, în viețile noastre. De aceea, um, de aceea este important, revenind acum la pasajul nostru în câteva observații finale, de aceea este important pe această scare a Sfințirii pe care suntem să deprindem un lucru foarte simplu. Am ales ca să las acest lucru simplu așa cum este, ca să nu ne sperie în al practica. Spunea Eugene Peterson, autorul parafrazării uh, The Message, a Noului Testament, că viața creștină este, așa o descria el, um, a long obedience in the same direction. O ascultare îndelungată în aceeași direcție. Asta este viața creștină, asta este ucenicia, asta este sfințirea. O ascultare îndelungată în aceeași direcție. Când vorbeam despre umblarea la care ne cheamă Pavel vremică de Hristos, v-am spus de ce o are cuvântul umblare și mie nu mi-a plăcut traducerea să trăiți. De ce nu scrie să umblați, dacă așa a spus Pavel? Pentru că a umbla este un termen vizual care înseamnă tot ce ai nevoie să umbli este să știi să faci un pas. Nu ai nevoie de mai multă filozofie. Tot ce ai nevoie ca să umbli este să știi să faci un pas într-o direcție bună în care vrei să mergi și apoi să dai repetir. Apoi să repeți aceeași mișcare. Un pas, încă un pas și când faci un pas după alt pas, tu deja umbli. Nu ai nevoie de filozofie mare. Ai nevoie să știi cum să pășești. Întrebam de uh, Dariana... Mă tot încurc, Dariana, sa? Dariana e, da? Nu știu de ce eram Dariana Doriana. <laughs> da? Întrebam de Dariana dacă a apucat să facă primii pași. Uh, dacă a apucat să umble. Încă nu. De acum urmează încetișor să-și dea drumul. Dacă vă uitați ce caldaboș are, uh, înțelegem și de ce <laughs> începe mai greu. Uh, dar... Uh, la vremea în care ea va face primul pas, ea va trebui să învețe să-l facă pe al doilea, părinții vor sta în fața ei și la un moment dat va face doi, nesigură, după aceea va face trei, după aceea va face cinci și după aceea vor rătânji părinții după vremea în care stătea liniștită în rotobil sau în pătuț. <laughs> Pentru că va începe să pună pas lângă pas, mergând unde nu ai vrea să meargă și făcând ceea ce n-ai vrea să facă. Dacă vrem să mergem pe calea sfințirii, există un exercițiu, un singur exercițiu pe care trebuie să-l deprindem și pe care trebuie să-l repetăm. Iar exercițiul acesta este următorul, versetul 22 la 24. Ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi? care se strică din cauza poftelor înșelătoare, să vă înnoiți în Duhul Minții Voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care a fost creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Da, am putea să vorbim mult despre acest exercițiu a sfințeniei. Dar vreau să vă las doar uh, chemarea aceasta practică de a învăța să facem un pas, odată, încă un pas odată, încă un pas odată și să învățăm să umblăm treaptă cu treaptă pe calea Sfințeniei. Ionuț uh, Miron, da? unul din roadele Domnului în Biserica de Ogloria. În ce an te-ai botezat tu? Ți-amintești? 2016 a fost? Ok, să zicem Sora Dorina, în ce an te-ai botezat? 1979. <laughs> 1979. Uh, Maria, în ce an te-ai botezat? Hmm? 2021. Da? Avem și din 2022, așa? -i? Care s-au botezat. Ne-am botezat în momente diferite. Fiecare a fost întâmpinat de Domnul în alte circunstanțe. Ionus în ale lui, Dorina în ale ei, Maria în ale ei. Fiecare, pe limba lui, în felul lui, în locul în care era, Dumnezeu i-a vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt și vestitorii săi. Dar fiecare a intrat în Biserică în Biserica Mare a Lui Hristos, în același fel, prin credința din inimă și mărturisirea cu gura. Iar mărturisirea Lui Hristos la botez este, conține tot ce ai nevoie să știi ca să umbli pe calea Sfințeniei. Tot ce ai nevoie să, să, să știi. Ba mai mult, ca la copii mici, Dumnezeu a zis, măi, oamenii ăștia, omuleții ăștia pe care am creat, sunt atât de legați de lutul lumii simțurilor și al trupului lor, încât trebuie să le dau ceva nu numai pentru minte, trebuie să le dau ceva vizual, ca să priceapă, să înțeleagă, să nu aibă niciunul nicio scuză. Așa că, în botez, Dumnezeu ne-a dat în mod vizual, în lumea simțurilor noastre, tot ce avem nevoie să știm ca să putem să înaintăm în sfințenie. În momentul în care ne-am botezat, ne-am botezat în apă, ne-am botezat prin scufundare. Noi am fost îngropați împreună cu Hristos în moartea Lui și apoi când ne-am ridicat din apă, am fost în împreună cu Hristos, în viața nouă pe care El a dobândit-o prin jertfa Lui la cruce. Asta e tot ce ai nevoie să știi ca să poți să umbli în Sfințenie. La fel cum te-ai scufundat în apa botezului, ai nevoie să înveți să te dezbraci în fiecare zi de poftele tale, de dorințele tale și să te supui lui Dumnezeu. La fel cum în apa botezului ai simbolizat această îngropare a ta în moarte împreună cu Hristos, cu omul tău vechi, tu ai nevoie în fiecare zi să recunoști că ai murit împreună cu Hristos, să te consideri mort față de păcat și să nu mai dai păcatului și poftelor tale mădularele trupului tău. Și așa cum ai înviat, te-ai ridicat din apă și ai mărturisit învierea cu Isus Hristos, tu ai nevoie în fiecare zi să vezi cum este Hristos în domeniul acela pe care l-ai dezbrăcat, ca să te îmbraci cu Hristos, să te îmbraci în locul minciunii, cu adevărul, în locul mâniei, cu predarea față de voia lui Dumnezeu, în locul furtului, cu munca cinstită, ca să ai și să dai altora în locul mâniei și iuțimii, să te îmbraci cu iertarea și cu blândețea față de cei din jurul tău. Ai tot ce ai nevoie în botez ca să știi să înaintezi pe calea sfințeniei. Câteva sugestii practice pentru săptămâna care urmează, pentru mine și pentru tine. În primul rând, îți sugerez să stai și să vezi onest unde ești pe calea sfințirii. Să te pui în fața oglinzii. În fața oglinzii, acolo unde te vezi și pe tine, oglinda cuvântului, evident, oglinda cuvântului, și acolo unde Îl vezi pe Hristos, ca să vezi unde ești vis-a-vis -vis de Hristos. Aseară, după ce am încheiat partea de pregătire a predicii pentru ziua de ieri, m-am așezat în rugăciune și am luat o bucată de hârtie și am trecut două date. 17 martie 1991 și apoi am trecut 27 noiembrie 2022. Am tras o săgeată de la prima la cealaltă și am scris lângă 31,5 ani. Atât a trecut de la botezul meu. Știți ce a urmat după momentul acesta? M-am prăbușit în pocăință pentru că Duhul lui Dumnezeu a început să-mi arate privințe în care de mult trebuiau, trebuia să aseamăn cu Hristos și nu seamăn cu Hristos. Am început să plâng că în 31 de ani am ajuns atât de puțin asemenea lui Hristos. Și a trebuit să mărturise și aceea, și aceea, și cealaltă, și cealaltă, și cealaltă, și cealaltă, privințe în care de ani de zile Duhul lui Dumnezeu se luptă cu mine. Și nu am devenit asemenea lui Hristos. Așa cum seara vine întristarea, dimineața vine bucuria, când m-am trezit dimineața am început tot cu foaia aia, dar l-au lăudat pe Dumnezeu pentru harul mântuirii, pentru ce sunt în Hristos, pentru ce a făcut din mine, în ciuda aceea a necredincioșiei mele, a abaterilor mele în 31 de ani și jumătate și m-am bucurat de Hristosul mântuirii mele în care mi-am pus încrederea. Ai nevoie să stai față în față cu oglinda cuvântului, cu chipul lui Hristos și să te cântărești, dar să te cântărești cu adevărat, așa cum te vede El. Al doilea lucru pe care îl ți-l las, îmi miroase încă mâinile a esență de cuișoare. Pentru că îmi amestec câțiva strop cu o lingură de miere în perioada asta ca să iau un tratament de, de fi. să vedem. Și îmi miroase încă mâinile acuișoare. Dacă stai într-adevăr în fața oglinzii cuvântului când ești de acolo, vei mirosi a Duhul Sfânt. Vei mirosi a lucrarea Lui. Mâinile tale, în lucrările mâinilor tale, vor mirosea sfințenie. Ochii tăi, în ceea ce doresc să vadă și acceptă să privească, vor mirosea Duhul Sfânt. Vor avea această aromă a sfințenii. Urechile tale se vor deschide spre unele lucruri, dar se vor închide înspre altele. Picioarele tale vor refuza să meargă în anumite locuri și vor alege alte locuri. Dacă ieși din prezența Lui Hristos, viața ta va mirosi a Duhul Sfințeniei care este peste tine și care va fi peste tine în timp ce stai în cămăruță și îți plângi păcatul, îl admiri pe Hristos și îi spui că vrei să fii ca El. Închei tot cu o rugăciune, tot din Valea Vedenilor, o colecție de rugăciuni și devoțiuni puritane. tot puternic în pragul acestei noi zile, mă încredințez ție și încredințez grijile tale, grijii tale, sufletul, trupul, lucrările mele și pe cei apropiați mie. Veghează-mă, păzește-mă, îndrumă-mă, călăuzește-mă, sfințește-mă și binecuvântă-mă. Apleacă-mi inima spre căile tale, fă-mă pe de-a întregul asemenea chipului lui Hristos, precum olarul dă formă lutului, buzele să-mi fie o harfă bine acordată care să cânte lauda ta. Cei din jur să mă vadă trăind călăuzi de Duhul tău, călcând lumea în picioare, fără să mă potrivesc de șertăciunilor mincinoase, schimbat printr-o minte înnoită, îmbrăcat în întreaga armura lui Dumnezeu, strălucind precum o lumină ce niciodată nu se stinge, arătând sfințenie în toate faptele mele, fie ca niciun rău să nu murdărească gândurile, cuvintele, mâinile, de voi călători pe cărări nor noroioase, fie să duc o viață fără pată sau murdărie, în lucrările de fiecare zi, inima să fie spre cer, iar iubirea am zborul să-și ia în flăcări de foc, privirea țintită să-mi fie la lucrurile nevăzute, cu ochii deschiși la deșertăciunea, netrăinicia și goliciunea pământului. Și spuneți împreună cu mine ultimele cuvinte ale acestei rugăciuni. Fie ca toate lucrurile să le văd în oglinda veșniciei, așteptând venirea Domnului meu, auzind ultimul sunet de trâmbiță, grăbind spre cerul nou și pământul nou. rânduiește astăzi toate vorbele mele după înțelepciunea ta și spre câștigul binelui tuturor. Ferește-mă să nu ajung nefolositor. Fie să rostesc fie ce cuvânt, ca și cum ar fi ultimul. Să fac fie ce pas, ca pe cel de pe urmă, dacă viața mea s-ar sfârși azi, aceasta să fie cea mai bună zi pe care o voi fi trăit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Roagă-te zilnic în săptămâna care urmează această rugăciune a dezbrăcării. De omul vechi, a răstâgnirii cu Hristos. Roagă-te pentru noirea minții tale și roagă pentru a ști să îmbraci în fiecare zi caracterul lui Hristos, ceea ce îți lipsește și Duhul Sfânt poate să-ți dea. Și fie ca să fim sfinți în ascuns și sfinți la vedere, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Doamne, am stat în această rugăciune înaintea ta și am vrea să o completăm, mărturisind că vrem să fim Sfinți, nu cu Sfințenia noastră, nu cu o Sfințenie a legii, a regulilor, nu vrem Doamne să pretindem că suntem Sfinți în inimile noastre, dar să fim spurcați în gurile noastre s-au întinați în felul cum privim, cum ne plumb, plimbăm în lume, în felul cum ne îmbrăcăm, în felul cum ne tratăm unii pe alții. Vrem să fim sfinți și pe din lăuntru și pe din afară. Vrem să fim sfinți cu sfințenia lui Hristos. Lasă-te rugăm, puterea Duhului Sfânt, ca să urcăm pe scara sfințeniei, să ne apropiem de tine și să vedem cum tu te apropii de cei care se apropie de tine. Îți mulțumim pentru că ne-ai învățat, ne-ai ascultat și ne vei împuternici în numele Lui Isus Hristos, ce răstignit și înviat Mântuitorul nostru. Amin.